Vicepreședintele Comisiei Europene Vera Jourova a anunțat, conform surselor, că în septembrie România ar putea să scape de mecanismul de verificare și control MCV în anumite condiții. Principala ar fi să treacă legile justiției pe care aceasta le-a discutat atât la întâlnirea avută săptămâna aceasta cu premierul Nicolae Ciucă, cât și cu președintele Klaus Iohannis. Totuși, ridicarea MCV depinde și de Bulgaria. Dacă vor exista derapaje grave în țara vecină, atunci ridicarea mecanismului va întârzia, deoarece România și Bulgaria sunt tratate la pachet, au explicat sursele. Acest mecanism de cooperare și verificare a fost instituit pentru cele două state în momentul aderării la Uniunea Europeană, pentru că, la acel moment, acestea nu făcuseră progrese mari în domeniul reformelor judiciare și al combaterii corupției. Ridicarea MCV-ului pentru România poate fi interpretată și ca un stimulent puternic pentru rolul jucat de noi în ceea ce privește securitatea din regiune, mai ales în contextul conflictului din Ucraina. La începutul vizitei din România, Vera Jourova a declarat că se urmărește evaluarea fezabilității unui posibil ultim raport MCV. Chestiune reiterată luni și de președintele Klaus Iohannis în întâlnirea cu vicepreședintele Comisiei.